Ne aflăm la Colegiul Național Sfântul Sava, în mijlocul clasei a 12-a C, care a avut și ea și noi amabilitatea să purtăm o discuție asupra unor aspecte privind această zonă foarte delicată și importantă de trecere dinspre liceu, spre bacaloreat, spre facultate, zona aceasta în care studiile liceale teoretic se încheie, studiile permanente nu se termină niciodată, după bacaloreat facultatea și după facultate o viață care fiecare și-o construiește teoretic de acum. Cum vi s-a părut școala? Ați mai face încă o dată liceul? Sigur că s-ar putea ca peste câțiva ani să ni se pară că liceul a fost un fel de poveste romantică într-un veac care iată se petrece și al cărui sfârșit este oarecum previzibil și trist. Dar, cel puțin în momentul actual, cred și credem cu toții că liceul a fost o etapă absolut necesară în procesul de formare a personalității fiecăruia dintre noi, o etapă pe care iată am parcurs-o, ne aflăm la sfârșitul ei și ea pregătește o nouă etapă, o nouă perioadă, fără de care acest proces nu ar fi complet. Dacă ați face din nou liceu, ați face tot Colegiul Național Sfântul Sava sau alt liceu? Fără îndoială pe tot Colegiul Național. Aveți vreun motiv? Aici? Da, în momentul în care am optat pentru Colegiul Național Sfântul Sava, am făcut-o într-un fel afectiv, deci ne-am propus să urmăm acest drum, gândindu-ne foarte bine ceea ce facem. Cred că ideea trebuie puțin nuanțată. În ce sens? În momentul în care am făcut opțiunea pentru acest liceu, oricât de mult am fi auzit despre el, totuși era o necunoscută. Nu cred că se poate spune despre ceva că îl cunoști într-o oarecare măsură, decât dacă ești în contact direct cu el. Și ceea ce mi se pare important de spus despre acest liceu este că fiecare, într-o anumită măsură, ne-am format personalitatea în acest liceu, trăind în mijlocul unor oameni de la care realmente am avut ce învăța, nu numai neapărat prin faptul că ei ne-au predat direct anumite lucruri, ci și prin personalitatea lor. Deci aceste lucruri care nu se învață direct, ci mai mult se prind. Tendința de a mai face o dată liceu, de a mai repeta această experiență, s-ar lupta cu imensa curiozitate de a ajunge la facultate, de a intra și acolo în relație cu alți oameni, de a-mi îmbogăți oarecum experiența. Aș vrea să vă pun o întrebare mai generală. Este ceva care v-a nemulțumit în anii de liceu? Eu cred că avem mult prea puține lucruri de care să fim nemulțumiți. Unul dintre acestea poate ar fi mai slabă organizare a unor, să le spun generic, cursuri. Dar nu mă refer la ce a fost mai important, la matematică, la fizică, la așa, ci la, mai ales la limbile străine. A fost o scuză cu Revoluția, după care au plecat mulți profesori, în fine, prin Franța au rămas și după asta a fost mai complicat, în fine, până s-au adus noi cadre și mai ales faptul că le-am schimbat atât de des. A fost, în fine, fiecare cu metoda sa, vă dați seama, n-a fost o mai bine și cred că, oricum, la limbi străine, mulți dintre noi poate plecăm cu un handicap mai departe. Amintindu-mi de întrebarea trecută, dacă am mai putea să facem liceu odată, am putea să ne gândim doar la faptul că acest liceu a fost mediul care, în care am intrat de la început, un mediu pe care probabil îl căutam și probabil că îl găseam, puteam să-l găsim și în altă parte, dar probabil că intrând în acel liceu aveam de la început o anumită siguranță. Și revenind la acea structură interioară a fiecărui om care intră în acest liceu, luând fiecare colț din tot ce există în jur, se formează pe sine din interior spre exterior. Bineînțeles că își definitivează o anumită personalitate care corespunde cu acea materie pe care ar vrea să o studieze în continuare și, bineînțeles, chiar dacă nu ar mai putea să mai facă liceul, sunt convinsă că fiecare, chiar și după ce termină liceul, își continuă acele laturi pe care și le-a dezvoltat. Este ceva ce ți s-a părut mai puțin util?
Ce lucrurile utile în timp să șterg, inutile să șterg și rămân doar lucrurile de valoare pe care în continuu încerc să le caut, în continuu, chiar dacă nu le găsești, le caut în continuu. Nu știu, asta există, au existat lucruri inutile, dar, nu știu, cred că rămân mici față de lucrurile de valoare pe care le-am găsit și în liceu. Ce ai fi vrut să faci mai mult? Cred că, acum depinde, e o chestie care se individualizează, nu știu, cred că aș vrea să fac mult mai mult literatură, literatură universală, adică o extindere. Fiind la profilul matematică-fizică, există o anumită constrângere cât de cât, există o anumită limită de, peste care nu poți să treci decât dacă ești conștient că vrei să faci asta și dacă ești conștient că ai puterea să depășești această limită. Și totuși despre voi se spune că știți multă literatură în afara programei, în afara celor studiate? Da, pentru că sunt foarte mulți oameni cu foarte largă deschidere spre... Este un cum să vă spun, sunt oameni care nu pot trăi fără să citească. Exact, nu că nu pot trăi fără să citească, dar probabil că asta este însăși viața lor, este un mod de a fi al lor. Cum ar trebui să arate, în concepția voastră, un liceu aproape ideal? Visez o școală în care să nu se predea la drept vorbind nimic. Oamenii tineri să vină aici și să se elibereze de tirania profesoratului, căci toți și totul le dau lecții. Profesorii ar trebui să fie mijlocitori între ei și ei înșiși. Noica spunea că ar alege ca moto pentru o astfel de școală, vorba aceea extraordinară a lui Leon Bloy, nu se știe niciodată cine dă și cine primește. Marele nostru avantaj a fost că în acest liceu am întâlnit niște oameni deosebiți care cu adevărat ne-au făcut să simțim și să ne descoperim pe noi înșine. Totul în școală trebuie învățat din afară și pe din afară și singurul lucru care este îngăduit este ca din când în când să se pună întrebări. Dar oamenii tineri au ceva de mărturisit. Trebuie să se ajungă la o comuniune dintre elevi și profesori care să te facă efectiv să simți că înveți niște lucruri care te ridică, care te fac mai profund, te fac să te simți altfel decât cum erai înainte să vii aici. Vine bacalaureat. Vă temeți de bacalaureat? Nu vă temeți de bacalaureat. Vi se pare că bacalaureatul vă va crea vreo dificultate? Vezi, bacalaureatul însuși este un examen și orice examen presupune, cât ai fi de sigur, presupune o anumită emoție peste care nu poți să treci niciodată. Și din cauza asta, bine, sunt anumite probleme, în sensul că de 2-3 ani încoace bacalaureatul se urcă, adică treapta de dificultate urcă și normal că trebuie să te adaptezi în sensul că trebuie să simți că și ție îți crezi puterile și trebuie să... Este destul de greu, mai ales făcând o comparație cu anii care au trecut și, bineînțeles, nu se știe ce va urma. În sensul ăsta, probabil că ar trebui să existe o anumită stratificare a materiilor care sunt incluse în materia de bacalaureat, în sensul că mai ales anul acesta, nu știu, cel puțin mie se apare o cantitate enormă de materie. V-aș adresa acum această întrebare. Intrați la facultate, dați la facultate. Cum vi s-a părut școala, că v-a pregătit suficient sau nu? Cred că liceul ne-a format cum nu se poate mai bine. Nu știu dacă s-ar fi putut mai bine. A existat și libertate, ne ajunge atâta libertate, adică oricum de mai multă nu cred că mai era nevoie, însă s-a mizat și pe faptul că noi avem oarecare conștiință și
Știm ce dunte să urmăm, știm ce vrem și lucrul acesta cel puțin cred că la toți ne-a plăcut foarte mult pentru că s-a manifestat încredere în noi. Bineînțeles, poate dacă ar fi fost, cred, cineva care să nu fi avut așa un nivel atât de înalt, cred că numai intrând în acest liceu, cred că și-ar fi dat silința și și-ar fi găsit și singur drumul în viață, deși pe mulți i-a și ajutat intrarea în acest liceu. În consecință, cred că ieșind din el, suntem apți de a intra în viață, nu știu, suntem maturi, eu așa sunt de părere. Da, este și siguranța celor care vă educă, că aveți un grad înalt de cunoaștere, un grad înalt de inserție socială în facultate și totuși vedeți, în general se spune despre bacalaureat că este dificil. Aveți vreo părere suplimentară în acest sens? Deși am trecut prin două examene, noi suntem o generație care am dat ultimii și treapta a doua, totuși bacalaureatul consider eu că este în formula actuală un examen destul de serios, care cere destul de mult, multă pregătire și destul, care vizează un câmp larg, deci nu mai este o examinare la română sau numai la română și matematică, el vizează și cunoștințele noastre în domenii și în alte domenii și cred că el, deci emoțiile apar evident și cred că totuși el ne testează foarte bine pregătirea noastră. Dacă îmi permiteți, aș concluziona cu privire la acest aspect, că nu ne temem de bacalaureat, dar nici nu-l subestimăm. Se pare că ideea unei școli cu mai multe trepte și cu mai multe examene este stimulativă pentru procesul de învățare, pentru nivelul procesului de învățare și în aceste condiții un examen în zona clasei de intrare într-a noua, undeva la sfârșitul clasei a 10-a și acest bacalaureat, iar apoi facultatea are posibilitatea de a tria în mod obiectiv oamenii, are posibilitatea de a tria pe copii. Să presupunem că am luat bacalaureat, acum vă adresez o întrebare foarte simplă. Unde dați admitere? Este un liceu bun, un liceu cu profesori deosebiți, un liceu în care încă se mai învață, deși o întrebare destul de acută și de actualitate ar fi câți vor să mai facă și câți nu școala. De aici și bineînțeles mai departe, cât vor să urmeze cursurile unei facultăți, cât vor să devină ceea ce numim noi intelectuali. Din rândurile clasei noastre putem spune că fiecare facultate are câțiva reprezentanți în clasă. Nu există o majoritate. Mulți merg la Politehnică, la ASE, la Drept, la facultăți cu profil filologic. Nu există o anumită preferință. Școala nu ne-a oferit posibilitatea reală de a ne alege cariera. Nu știu, acest fapt decurge și din faptul că profesorii nu ne încurajează suficient. Nu discută cu noi despre asta. Eu, de exemplu, dintotdeauna am vrut să urmez jurnalistica. Dar, cum se știe, înainte de 89, cine urma facultăți cu profil filologic sau jurnalistică, după terminarea facultății avea o situație destul de confuză. După 89, la fel. Și n-am avut curajul să iau această hotărâre. De aceea m-am hotărât să urmez Facultatea de Relații Internaționale din cadrul ASE. Dar asta vreau să subliniez. Faptul că, nu știu, ar trebui să existe niște discuții între copii și profesori. Ar trebui să fie o mai mare deschidere în acest domeniu. Este foarte interesant ce ai spus. Și cred că, teoretic, spectrul discuției trebuie mutat spre zona, aproximativ, al idealului de viață, adică ceea ce dorim să fim. La urma urmei, dacă dăm la o facultate, dorim să fim, aproximativ, ceea ce este conform idealului nostru.
Și atunci v-aș reformula oarecum această întrebare, spunându-vă, în situația de a vedea dacă există o corelație între facultatea care, pe termen mediu, veți să o faceți și idealul vostru care, pe termen îndelungat, vreți să-l realizați. Eu, pentru că am vorbit de, practic, de noțiunea de ideal într-o viață de om, cred că ar trebui pornit de la ideea că există, practic, un singur ideal adevărat. Adică vreau să spun, există totuși numai tendința de autodepășire a omului în viață, tendința de a pleca de la un punct și de a nu se mai întoarce, tendința de a depăși acea spirală despre care vorbea Elia de la un moment dat. Există, deci, un singur ideal, celelalte... un singur ideal adevărat. Deci omul are această tendință de la naștere de a, de a trece de o anumită structură, de a se depăși pe sine și în această privință din unghiul de vedere al meseriei pe care ți-o alegi în viață, meseria în sine este de fapt o modalitate de a urca încă o treaptă în viață. Este o modalitate de a te completa și de a te defini, de fapt. Este foarte frumos să ai un ideal, dar compromisul cu viața reală ne face să suferim. Ori oamenii care nu au ideal trăiesc mult mai ușor, se poate spune. Pentru că ei, neavând ideal, nu văd compromisul cu viața reală, nu suferă. A avea un ideal ține de această nevoie interioară a ființei tale. Eu cred că este o determinantă a ființei tale, a personalității tale, când nu poți trăi fără el. Este un fel de rău necesar. Părerea mea este tocmai uriașul compromis pe care unii îl fac cu viața este lipsa idealului. Idealul teoretic se modifică de-a lungul timpului. Poți să ai un ideal la vârsta de 16 ani, 18 ani, 24 de ani, 80 de ani, 90 de ani. Unii nu au. Este idealul personal, este idealul colectiv, este idealul din mintea ta, este idealul de om, este idealul de activitate, idealul de a ajunge la ceva, idealul de a face ceva pentru ceva. Colega voastră a spus un lucru foarte interesant și cred că este relevant să-l mai subliniem la un moment dat, pentru că mie mi se pare important din punctul de vedere al faptului că acest ideal este idealul, este un fel de magnet, un fel de câmp de forțe care îți organizează activitatea. Ori, acest ideal individual poate să fie un ideal care se suprapune parțial peste un ipotetic ideal social. Acum v-aș pune o întrebare în continuare. Există pentru voi idealuri umane? Aveți în minte idealuri de persoane pe care să le urmați, persoane, oameni, opere, cărți, ceva care v-a impresionat foarte mult, un lucru care ați vrea să-l aveți în conștiința voastră tot timpul. S-a spus la un moment dat că omul aspiră mereu spre altceva. Deci asta ține exact de evoluția, chiar de evoluția omului. Omul mereu trebuie să-și dorească altceva. Și asta spun eu că este un lucru extraordinar, faptul că omul își dorește mereu ceva, dorindu-și, el aproape realizează jumătate din ceea ce își dorește. Deci, importantă este, în primul rând, dorința. Dorința de a face ceva, indiferent ce. Ideal, bineînțeles, un lucru înalt, ceva spiritual, să tindem spre ceva care să aducă un lucru frumos în viața oamenilor. Ceva care poate să ne ajute să fim mai buni. Ne oferi șansa să ne spui ce ideal ai în această perioadă, în acest moment? Deci există mai multe idealuri în mine. Probabil unul profesional, doresc să fac arhitectura și, bine, asta nu mi-a fost dată de un ideal inspirat de școală, pentru că n-am avut ocazia să-l găsesc aici. În școală nu se face absolut deloc desen sau lucruri de genul acesta care să mă ajute în formarea mea ca profesional. Dar au existat lucruri care m-au ajutat pentru formarea mea ca om. Meseria de arhitect este o meserie care cere o formare totală, o foarte mare răbdare
și dorința de a duce un lucru până la capăt. De altfel, cred că nu vreau să fac apologia unui singur lucru. Cred că în fiecare meserie trebuie să existe o finalitate. Dacă nu tindem spre ceva care să aducă ceva concret în final, o finalitate, fie ea spirituală, fie de orice fel, chiar, deci, trebuie să ne atragă în primul rând lucrurile care au un scop final, care aduc o desăvârșire umană, materială, de orice fel. Șansa de a ajunge la idealul tău este minimă, se pare, idealul tău de viitor. Ai evitat răspunsul. Da, am luat-o pe o pantă mai concretă, aș putea spune. Idealul meu ar fi, în primul rând, să devin un om adevărat. Eu cred că asta e cel mai greu lucru. Nu idealul de a deveni un om, adică de a avea o anumită meserie, de a fi arhitect, de a fi inginer, de a fi multe alte meserii, de a fi medic, în primul rând de a fi om. Când aveam aproximativ vârsta voastră, eu aveam cel puțin din amintiri, pot să relev acest lucru, alte documente nu am deocamdată, aveam atunci un ideal cam de următoarea natură, să nu mor niciodată. Nu este superb să nu mor niciodată? Da, este foarte superb să nu murim niciodată și să, cum am mai spus, să dorim să realizăm ceva dacă nu murim, adică să nu murim, dar să trăim în același timp. Adică chiar să avem senzația că trăim. Și probabil că atunci n-ar mai exista acea finalitate de care vorbeai. Și asta ar presupune doar evoluția. Păi există o finalitate în fiecare lucru și pe urmă începe altceva. Deci fiecare sfârșit să fie un nou început. Adică când se termină ceva, să înceapă neapărat altceva. Bun, și dacă finalitatea, adică dacă scopul pe care tu l-ai văzut în față nu va avea finalitate, ești mulțumită de evoluția ta? Adică îți rămâne ceva după o anumită experiență care totuși nu a ajuns la nivelul la care... Bineînțeles că îți rămâne ceva, îți rămâne chiar curajul că ai încercat să faci acel lucru și dacă vezi că acel lucru nu se poate concretiza până la urmă, poate crezi mai departe în el sau începi să faci altceva, încerci să faci altceva. Este un ideal frumos, dar și moartea poate fi un început. Oare nu sunt de crezut toate poveștile frumoase care ni se spun în marile cărți ale lumii, în Biblie, în legea islamică, în religia budistă? Nu sunt de crezut toate aceste lucruri? Oare nu este importantă curiozitatea omului a ceea ce va fi după moarte? Mi se pare o idee puțin atee. De dincolo nu poți să aduci o informație precisă. Cel mult trebuie să-ți imaginezi. Dar rămâne curiozitatea și misterul, care sunt mult mai interesante decât realitatea. Da, pentru că e distanța de la ideal la situația concretă. O viață veșnică nu e mai bună decât o viață scurtă? Și într-o viață veșnică să faci o activitate cât un număr foarte mare de oameni. Poate fi de preferat în măsura în care suntem siguri că nu vom obosi niciodată trăind. Că întotdeauna vom reuși să găsim ceva care să ne facă să gândim că existența, că viața trebuie trăită. Asta e un lucru foarte important și dacă ne-am mobilizat în continuare, ajungem la ceea ce colega voastră spunea, că un lucru gândit anterior îți creează șansa să-l realizezi într-o măsură mai mare decât dacă nu l-ai gândit niciodată. Aș vrea să vă întreb următorul lucru. Aveți un ideal uman? De la oameni am luat exact câte puțin din ceea ce mi-a plăcut. Dacă aș putea din puținul ăsta care l-am luat de la fiecare să fac un om total, un om care ar reprezenta pentru mine idealul, mi-ar place să fie un bătrân, pentru că se spune că bătrânii dețin în general înțelepciunea și creează prin înfățișarea lor o legătură puternică cu tradiția și probabil cu miturile și cu tot ce există, ceva care să-mi dea încredere
ceva care chiar dacă m-aș îndrepta spre acolo, n-aș cere să-mi ofere soluția, ci să mă pună pe gânduri astfel încât să-mi rezolv singură problemele. Ceva care să mă interiorizeze și care să-mi dea această punire de mine, care să spună că pot să rezolv, să trec singură prin totul. Știi că un astfel de om a existat? Este cel puțin un punct de vedere care se poate formula dintr-o foarte frumoasă carte pe care lumea o cunoaște în general mai puțin. Este vorba de Creanga de Aur. Să nu vă supărați, nu vreau să vă influențez. Pentru mine, deocamdată, în acest moment, idealul personal de om este acest Caesarion Ombrem, care e un om superb. Un om care a trăit probabil 1200-1300 de ani. Un personaj care în Creanga de Aur la început este în anul 780, la sfârșit este în anul 780, iar a început în anul 1932. Un bătrân și în ultima pagină a cărții, un om la îndeplină maturitate. Mesajul sadovenian mi se pare foarte clar. Un om care a ieșit din timp, a trăit enorm de mult. Un bătrân ca în Strigoii lui Eminescu. Un om care cunoștea tot și a redus metabolismul la maximum, a trăit cunoscând, gândind continuu. Un om extraordinar. Cel puțin pentru mine, în acest moment, acesta ar fi un ideal de om care v-aș sugera să vă stea și vouă în atenție să raționați asupra lui. Idealul meu din uman, din școală, este profesoara mea de română. Acest om ne-a dezvăluit contradicția dintre lumea lui a fi și lumea lui a avea. Și cum spuneați înainte de viața scurtă și viața veșnică, între lumea lui a fi, nu, în lumea lui a fi nu există moartea fizică, numai în lumea lui a avea. Și altfel, am citit de curând o carte, Bucuria vieții, scrisă de Irving Stone, în care prezintă viața lui Van Gogh. El este pentru mine un ideal. Nu pot să spun că este un ideal, dar este un om a cărui viață m-a impresionat profund. Când stăpânești într-o asemenea măsură forma și culoarea, ai dreptul să-i poruncești să supună spiritul. Este ca un fluviu care curge și pe care deodată poți să-l oprești. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother...